Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române! Încheiem ziua în care l-am pomenit pe Sfântul Mucenic Emilian. Îndrăznesc să citesc o parte din martiriul său și din dorința de a vedea cu câtă frumusețe poate fi descris un act samavolnic, de fapt, și extrem de dureros. Împărățim păgânul Iulian, cel lepădat de Dumnezeu, s-a ridicat de către el ca un vifor și ca o furtună cumplită prigoană asupra creștinilor, tulburând toată lumea. Pentru că în toată împărăția Romei, în toate țările și cetățile, a poruncit ca binecredincioși și creștini din toată seminția și limba, bărbați și femei de toate vârstele, să fie dați fără de milă la chinuri și la amară moarte. Cu o poruncă nedreaptă ca aceasta, urâtorul de Dumnezeu împărat a stricat legile cele drepte și a umplut răsăritul și apusul de sângele creștinilor ce se vărsa fără de cruțare, pornindu-se cu mânie și cu vrajbă împotriva lui Hristos și a robilor săi. Deci, tocmind dregători și asupritori prin toate cetățile și țările ca să chine pe creștini, a trimis în cetatea Durostorum, care este în țara Moesiei, pe un chinuitor nemilostiv cu numele Capitolin, pierzător de oameni și iubitor de idoli, care, venind în cetatea cea mai sus numită, mai întâi a intrat în capiștea idolească și a adus jertfă dracilor, închinându-se acelor idoli neînsuflețiți. Povestea curge mai departe, nu vreau să vă citesc toate, vreau doar să vă spun în ce mod se construia această teroare împotriva creștinilor și cum acest Capitolin ajunge să-l judece pe Emilian, cel din Durostorum, ale cărui moașă, să știți că se află și pe teritoriul patriei noastre, încercând să-l scoate din paradigma Hristos pentru a-i oferi o paradigmă fără nume, fără niciun fel de orizont. Să nu credeți într-un fel sau altul că e vorba aici de un soi de mucenicie fără sens. Și toate astea ne arată cât de important este să te ții de partea lui Hristos, să poți să-i dăruiești lui toată împlinirea aceasta corectă și civilizată a așezării în fidelitate cu el. Martirul Sfântului Emilian de Durostorum apare în actele martirice și este la îndemâna noastră pentru că este socotit unul dintre, hai să-i spunem, strărămânii noștri creștini. Unii ar putea râde într-un fel sau altul că rădăcina, ne căutăm rădăcinile atât de adânci, dar un astfel de martiraj n-a adus numai moaște în mijlocul poporului, ci și modelul de rezistență. Întregul act martiric este un dialog între Emilian și Capitolin, iar Emilian la un moment dat îi spune că de naștere se cheamă Emilian, dar de la Hristos a primit numele creștin. Primește numele de creștin prin botez, cu alte cuvinte, prin taina aceasta care leagă pământul cu cerul și care ne deschide posibilitatea mântuirii. Atunci să nu fim neatenți la darul cel mare al botezului în Hristos, ci să ținem minte de fiecare dată bucuria aceasta pe care El ne-o dăruiește, ajutându-ne să murim și să înviem de fiecare dată cu El. Moare, sigur, într-o vineri, a picat în anul acela, 18 iulie, și oamenii din jur îi găsesc moaștele, îl întâmpină și se bucură de moartea lui ca de o înviere, pentru că știau că El este un candidat la înviere. Mâine este o nouă zi.